Andrei Antohi, golgheterul Ligii a IV-a și Robert Teleca au împărțit băncile școlii din Galați. Chiar dacă îi leagă o prietenie de cel puțin 15 ani, au ajuns să evolueze împreună de-abia la naționalele de junior și din vara anului trecut la Steaua. Cum ai început fotbalul? De la tatăl meu. Tatăl meu a fost fotbalist la Târgu Secuiesc, acolo am început și eu și încet, încet am început să ajung pe la loturile din Brașov, care erau mult mai bune față de la centrele de copii juniori de la Brașov, care erau mult mai bune decât cele de la noi. Și de acolo încet încet am ajuns la Galați și tot așa am început să urc. La fel ca Elec, și Andrei Antohi l-a avut ca exemplu atunci când s-a apucat de fotbal pe tatăl său. Tatăl meu, fiind fotbalist, mi-a insuflat acest virus, dacă pot să-l numesc așa, și m-a dus de când eram mic la stadion, la Oțelul. El juca la Oțelul pe acea vreme și se pare că asta mi-am dorit să fac. Cu ele cam o prietenie mai veche de când eram de prin liceu, dacă stau bine să mă gândesc. Și încet, încet s-a închegat o prietenie destul de puternică. Robert Teleca a venit la echipa militară după ce în sezonul trecut, pe când juca la Sportul Snagov în Liga a doua, a suferit o accidentare la genunchi. Am avut o accidentare destul de urâtă, am stat aproape 5 luni de zile pe tușă și mă bucur că am primit o mână de ajutor de la Daniel. Sper să întorc favorul și să-l ajut de acum încolo cât pot eu de mult. Robert Teleca a schimbat 14 echipe până acum, dar sper să-și încheie cariera la Steaua. În perioada în care am fost la Oțelul Galați, am fost împrumutat în multe locuri și din cauza asta am adunat un număr foarte mare de echipe, dar mi-au plăcut acele experiențe, m-au ajutat, m-au întărit și sper să rămân de acum încolo mai mult timp aici și să nu mă mai duc nicăieri. Să închei cariera la Steaua sau să ajungi până în Liga 1? Ar fi... Da, ar fi o încununare frumoasă. Să sperăm. Să dea Dumnezeu. Andrei Antohi ne-a dezvăluit și el planurile sale de viitor. Unde te vezi peste 3 ani? Doamne ajută să fiu sănătos și îmi doresc un parcurs cât mai lung aici la Steaua. M-am înscris recent la o facultate. Am un program destul de lejer, dacă pot să-l numesc așa. Antrenamente, după care mai petrec timpul cu o parte din colegi. Îmi poți spune ce studii urmezi? Facultatea de sport. Te vezi antrenor pe viitor? Da, sincer îmi place, îmi doresc treaba asta. La fel tatăl meu iar m-a luat cu el la niște antrenamente, el fiind antrenor acum, și se pare că îmi place și sper să antrenez. Andrei Antohi este golgheterul Stelei cu 25 de reușite. El a mai evoluat pentru Oțelul, Luceafărul Oradea, Clinceni și Pandurii, dar a avut o experiență și în Oman.